Eu mă bucur pentru posibilitatea de a o putea felicita cu această ocazie pentru rezultatul obținut în alegeri de domnul președinte, domnilor și domnii consilieri, pentru că a vă pune în slujba comunităților este o mare onoare, dar în același timp o mare responsabilitate, având în vedere că poate bunăstarea viață de zi cu zi a cetățenilor vestului nostru, pe tine și dumneavoastră. Eu mă bucur foarte mult, văd oameni mai vechi, văd oameni mai noi, și gândându-mă în retrospectivă pentru cei 4 ani trecuți, unii dintre dumneavoastră a fost realiși în timp, înseamnă că a lucrat foarte bine. Felicită, domnule președinte, viitorul tuturor care a fost în vechiul mandat. Investițiile au fost la un nivel nemai întâlnit. S-au mărelinat drumurile, a câștigat în calitate sănătatea și v-ați preocupat și vă preocupați pentru asigurarea locurilor de muncă. Una dintre provocările cele mai mari ale dreptului nostru. Pentru că nu putem să ținem tineretul în sărat acasă, dacă nu le oferim posibilitatea de a putea trăi, de a avea un loc de muncă. Cu atât mai mult cu cât în apropierea noastră avem orașe mari, care absorb tineretul nostru, merg la facultate la curs și nu se mai întorc. Mă bucur pentru partea industrială care este într-o perspectivă de a fi formată într-un viitor apropiat, pentru că asigurând locul de muncă, îi putem ține acasă și le putem oferi posibilitatea de a se așeza aici, locul unde s-au născut. Eu mă bucur foarte, foarte mult pentru că tineretul, văd că avem tineri aici, consilieri, se vină puțin experiența cu elanul tineresc, ca să aducem, de fapt, pe masa consiliului tot ce înseamnă interese tineretului, la clasă de mijloc și la celul de vârstă. Eu cred că una din provocările cele mai mari, și nu știu dacă e cazul sfărănit aici, dar e așa, este reorganizarea administrativă teritorială, stimați colegi. Se pune tot mai des problema reorganizării. Eu știu ce a însemnat în 68, atât când atunci am început trăiarii de liceu în Zalău, în sala citatului Sălaș, un județ, nu întâmplător spus, având inițiale cu SJ, că s-ara județ. Da, așa a fost. Dar ne-am ridicat în județ la nivelul așteptărilor, avem un județ care și-a câștigat identitate, județul Oster, unde oamenii sunt, zic eu, nu cei mai săraci din această țară, dar sunt oameni harnici, oameni care știu ce doresc și în funcție de acest lucru și acela. Și avem vânzători. Atât la nivel local, prezentăm și credem că și noi, la nivel de Parlament, aducem ceea ce ne-a solicitat comunitățile noastre. Când s-a înfilat în 68 de Sălaș, inițial nu era în perspectiva reorganizării. Dar, la insistență, la presiune publică, locală, s-a înființat Comitetul Sălaș. Trebuie să avem în vedere acest lucru, stimați colegi, pentru că Consiliul Județean consiliile locale vor avea un rol foarte important, pentru că s-o oricum asta, în perspectivă, zic eu, nu știu, să vedem ce este, comune, teoretică de județe, dar cu desfințarea acestora îndepărtăm deciziile de comunități locale, de oameni, ceea ce nu cred că va fi beneficiul nostru. Deci să avem acest lucru în vedere și să gândim în perspectivă, ca dacă putem și dacă avem puterea, să ne păstrăm identitatea, să putem dezvolta ce vedeți, pentru că este un loc foarte frumos și prosper. Închei prin a vă dori multă sănătate, ces și, cum am spus, în jurământul de viață, să ne întâlnim de pe sofa. Mulțumesc!